Doamne! Deci, Ștefan și ceilalți băieți se aflau în sala de sport, și a venit cumva vorba despre forma corpului, despre care cât sunt de lucrați. Vorbea Ștefan despre anumite persoane din afara competiției și povestea despre un individ și despre bijuteriile acestuia. Spunea că Degeaba o ai foarte mare că nu ai ce să faci cu ea, este o bucurie și un blestem în același timp. La care Cristiana a întrebat despre ce vorba măi că nu înțeleg, și <laughs> Ștefan a zis, păi despre bijuteriile bărbaților. Ups! Sincer acum nu știu ce să zic, încă nu mi-am format o părere propriu-zisă despre Ștefan. Așa ca aspect fizic se vede că arată bine, se vede că este foarte preocupat de aspectul lui, e îngrijit, corpul lucrat la sală și așa mai departe, însă e, cred că cam de vreme să ne facem o părere chiar atât de grozavă despre Ștefan, așa cum văd că și-o exprimă multă lume în mediul online, pentru că s-ar putea să avem ceva surprize mai puțin plăcute și din partea lui și aici mă refer la caracter și la comportament, bineînțeles, din discuțiile băiețești așa avute în casă cu ceilalți băieți, reiese că nu ar fi nici el un tip foarte cumințel, să spunem.